atunci când au respins în 2012 ACTA, acordul anticontrafacerilor, negociat în mare secret de statele membre. Între timp însă, pe celelalte componente ale acordului de schimb, negocierile continuă nestingherite, următoarea rundă pe bariere comerciale fiind programată pentru luna februarie. La finele lui martie are loc apoi la Bruxelles summitul Uniunii.